Ionuț, cum te simți? Te deranjează ceva acum? Nu. Nu? Te doare căpșorul? Nu. Nu? Febră nu ai avut? Nu. Haide să te ascultăm, practică mai eu. Așa. Așa. Profesional am avut noroc, am un colectiv de aur care mi-a primit cu brațe deschise, care mi-a ajutat, mi-a oferit toată informația. Eu fiind tineri specialist, nu neactivând în cadrul spitalului, în cadrul secției, deci mi-a fost primele săptămâni foarte greu. Eu o să vă adaug. Un pic este greu de aceea că noi, fiind nedomiciliat în raionul Florești, trebuia să beneficiez cumva, să mă încadrez cu traiul în acest raion, deoarece din luni până vineri mă aflu aici. Și deja cu promisiunea Consiliului Raional, deci trebuia să mi se ofere apartamentul, care eu tot sper că o să fie cumva oferit. Consiliul Raional Florești, în calitatea sa de fondator al instituției, toamna precedentă a aprobat un regulament prin care se aprobă modalitatea de motivare a tinerilor specialiști ca ei să vină la noi. Acest regulament prevede că pe parcursul primilor 10 ani de activitate, tânărul specialist stă încomodat în locuința procurată de către Consiliul Raional Florești și dacă el continuă să activeze după 10 ani, dumnealui, tânărul specialist trece în proprietatea locuinței date. La ora actuală încă nu funcționează, doar a fost aprobat prin decizie regulamentul. Anul următor urmează ca Consiliul Raional să identifice sursa de bani ca să fie alocați. De Baștină sunt din raionul Strășeni. Eu m-aș dori foarte mult să rămân tot în Strășeni, că acolo tot au nevoie de pediatri, tot avem copilași. Dar raionul nostru nu a dat cerință. Atunci, la moment, toate locurile erau ocupate. Și de aceea deja nu am putut solicita, nu am putut beneficia de locul de muncă. Nu, pe spate nu trebuie să stai, sau pe parte sau pe alta. Și nu mă zi, scoți presiunea cu rinichii, nu mai ai probleme. Nu mari plimbări. Sunt în proces de a-mi echivala diploma peste hotare. Am făcut deja câțiva pași, mai am unul. Trebuia să-l finisez la finele anului acestuia, dar puțin am anulat, fiindcă au intervenit câte ceva și la începutul anului 2023 sper să fie cu succes. Și când acasă, domnul Popescu? Odată ce am ieșit de pe băncile rezidențiatului, unde am lucrat alături de niște oameni super frumoși, niște profesioniști, eu aveam impresia că oriunde o să lucrez, așa o să fie. Și când vii un pic mai departe, la raion, nivelul întâi, sunt unele momente care sunt limitate și asta îmi lipsește foarte mult. Nu avem dreptul să facem anumite activități practice. La ora actuală, statele de personal a personalului cu studii superioare, anume medici, este acoperit în proporție de 95-96%. Problema cea mare constă în faptul că aproximativ 30% din medici sunt prepensionari sau pensionari.